Am văzut cât de mult, câtă importanță are intonația. Intonația, sau tema noastră din seara aceasta, are la sfârșit un semnul exclamării. Nu sunt eu Hristosul. Lucrul acesta ne-a scăpat din vedere de multe ori când am definit misiunea lui Ioan Botezătorul. Mereu am spus, cine? Glasul celui ce strigă în pustie. Așa este. Dar nu este numai atât. Pentru că după ce a spus o dată, o singură dată a spus ce este, de trei ori a spus ce nu este. Și a spus acolo, numărul unu, nu sunt eu Hristosul. Numărul doi, nu sunt eu prorocul. Numărul trei, nu sunt eu Ilie. De trei ori, nu? Lucrul acesta ne va ajuta în seara aceasta să putem găsi cauza multor tulburări sufletești ale vieții noastre personale și ale lumii în care trăim noi astăzi. Mă bucur foarte mult să vă văd și trebuie să știți că am un profund respect pentru pastorul adunării, pentru fratele Albu, și n-am avut putere să zic nu în momentul în care dânsul mi-a adresat această invitație. Și bucuria de a vă revedea și de a depăna amintiri sau de a retrăi momente ale întâlnirii noastre pe drum, bucuria aceasta parcă aduce sănătate sufletului. Așa că bine v-am găsit, din toată inima vă spun, bine v-am găsit. Și împreună în aceste trei ocazii pe care le avem, vom învăța câte ceva despre însemnătatea, dar și impactul pe care îl are clara definirea ființei noastre, ce sunt și ce nu sunt. În momentul în care nu știu ce sunt sau cine sunt, în clipa aceea nu voi împlini lucrarea la care sunt chemat. În momentul în care nu știu cine sunt, nu știu lucrul acesta, voi pierde mari ocazii pe care viața mea le va oferi planul lui Dumnezeu însuși. În momentul în care mă regăsesc acolo unde nu sunt, unde nu exist, nu sunt eu acesta, o să fiu înclinat să fac niște lucruri la care n-am fost chemat. Și mergem împreună aici în Ioan la capitolul 1, versetul 19, având în minte contextul pe care la cuvintelor Mântuitorului nostru, viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, și prin cunoașterea aceasta omul să aibă acces la adevărul despre propria lui ființă. Ce este el, cine este el și ce nu este el. În această lumină doar putem să avem acces să înțelegem. Vă aduc și salutul adunării noastre de la Atlanta, de care ne-am despărțit pentru doar un sabat. Și ne vom revedea cu ajutorul Domnului și mă vom relua și al familiei noastre, care chiar în momentele acestea cred că ne urmărește. Suntem reuniți la California într-o întâlnire și mă bucur foarte mult că avem harul să revedem familia largă a bisericii noastre. Mergem în acest verset despre care am menționat, versetul 19, cu întrebarea aceasta scurtă și directă, pe care nu trebuie să o luăm ca literatură sau ci ceva adresat personal. Tu, care stai aici, tu cine ești? Și atunci nu o să venim aici în față să punem o declarație, dar în sufletul nostru trebuie să ne întrebăm. E vremea să te întrebi și tu, spune poetul Burtescu în poezia lui, e vremea să te întrebi și tu ce ești. E prea târziu când vine furtuna și cade casa zidită pe nisip, cade în apă și casa pe stâncă rămâne în picioare. E prea târziu când vine proba focului și se transformă în cenușă, paie, fân și trestie și celelalte. E prea târziu să aflu atunci, trebuie să știu astăzi și trebuie să știu acum. Și dacă ați observat, toți oamenii lui Dumnezeu, frunte cu Mântuitorul nostru, au avut o definiție și o definire clară a misiunii care au avut-o pe pământul acesta. Puteau să spună în două cuvinte simple și directe, uite pentru ce sunt eu aici, uite ce fac eu, uite cine sunt eu și uite cine nu sunt eu.
Unul îl invită pe Mântuitorul, uite, mă cer cu fratele meu pe o grădină, care, pe o bucată de pământ care avem acolo și te rugăm pe tine, vină tu încoace și împarte-ne tu averea nouă. L-au chemat acolo și Mântuitorul a spus, uite, eu asta sunt și asta nu sunt. Deci eu nu sunt împărțitor de avere. Dar aur și argint n-am, au spus apostolii, nu ne puneți în clasa asta, că nu avem. Dar ce am îți dau. Și Mântuitorul nu i-a lăsat pe oamenii ăștia care îl chemau pe el, vină tu și fă-mi dreptate cu fratele meu, dar dacă poți să-mi dai mie și să iei fratelui meu, nu i-a lăsat, duceți-vă în lumea voastră, ci a spus, uite, sufletul vostru, voi nu aveți problemă cu împărțitul averii, voi aveți o problemă a sufletului, sufletul este bolnav de lăcomie. Și atunci el spune, păziți-vă de orice fel de lăcomie, dar nu trece să împlinească o lucrare care, la care nu este chemat. E foarte important să știi cine nu ești, mai ales acum când a fost suferința aceasta în lume, au murit atâția oameni, peste noapte o grămadă de oameni au devenit experți, sfaturi medicale, idei, chestii, treburi, circulație, tot felul de teorii care au fost emise și cineva nu se întreabă, bine, eu sunt acesta, am această cădere, am această chemare. Răspunsul la diverse întrebări din Scriptură sau din viață, domne, trebuie să ai acest suflet creștin prin care să spui, uite, nu cânt la instrumentul ăsta, nu știu. Se întâmplă uneori prin comitetele bisericilor, prin ajung oameni aleși de noi, așezați în aceste slujbe, care la un moment dat au ideea în minte că au competență în orice domeniu și se pronunță. Se pronunță în orice domeniu. Și citeam despre două forme de tiranie teribilă. Tirania fratelui mai slab, el vrea să aducă toată lumea la nivelul lui, și tirania omului neinformat. Ăsta nu știe despre ce e vorba, dar se pronunță și impune lucrul acesta asupra altor oameni. Atât de frumos răspunde Ioan Botezătorul. Ei îl întreabă, spune versetul 20, a mărturisit direct, n-a tăgăduit, n-a negat, deși lumea avea impresia că el este Mesia, el este Mântuitorul. Și a spus, no. Aceasta sunt, glasul celui ce strigă în pustie, și aceasta nu sunt. Eu nu sunt Hristosul. Nu trebuie să aveți nici așteptări de felul ăsta la mine, spune el, și nici chemarea mea, pe care mi-a adresat-o Dumnezeu de a fi glasul celui care strigă în pustie, nu va fi abandonată pentru o altă la care n-am fost chemat. Și întreabă mai departe, dar cine ești? Ești Ilie? Ei așteptau revenirea lui Ilie în persoană. Reîncarnarea lui Ilie, cumva, sau coborârea lui Ilie din cer, o așteptau în persoană, fizic. Și Ioan spune, nu sunt Ilie. Nu sunt Ilie. Bine, dar Mântuitorul a spus că, da, e una să fii în duhul și puterea lui Ilie, și alta este să te declare a fi Ilie. Eu nu sunt Ilie. Ilie a fost, a venit, a îndeplinit lucrarea aceasta. Eu sunt Ioan, eu nu sunt Ilie. Iubiți mei, are o așa putere, o așa însemnătate lucrul acesta, încât dacă veți consulta oameni de specialitate, vă vor spune că una din cauzele suferințelor psihice ale generației noastre, și vin dintr-o lume în care acest grad de suferință a ajuns să ducă la moarte mii și mii de tineri în vremea noastră, dacă o iei pe fir, lucrul acesta duce undeva la un fel de viață pe care un om o trăiește datorită imaginii pe care o are, nu cine este el cu adevărat, ci datorită felului cum este văzut, cum este perceput, cum s-a proiectat el în lumea aceasta. Este atât de eliberator să poți să spui cine ești și cine nu ești. Ăsta sunt, ăsta nu sunt. Elvis Presley, el s-a băitat săracul de treaba aceasta. A zis, zice,
este groaznic de greu să poți să trăiești potrivit imaginii pe care o ai în lume. Zice, între imaginea care o ai în lume aceasta și ființa ta, e un drum lung. Dar din cauza imaginii pe care cineva a proiectat-o în lume sau în biserică sau în familie chiar, lucrul acesta supune mintea permanent unei tensiuni nenecesare. Nu e nevoie de așa ceva. Eu aceasta sunt și aceasta nu sunt. Atât de frumos a răspuns. Dar cine ești? Ești prorocul despre care a vorbit Moise? Voi trimite un proroc ca mine? Nu sunt. Nu sunt prorocul. Dar cine ești atunci? Și atunci el răspunde, uite cine sunt eu. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului. Asta este chemarea mea. Celelalte chemări sunt dumnezeiești toate. Și Ilie, și prorocul, și Mesia, Hristosul, toate sunt chemări dumnezeiești, dar nu e chemarea mea. Chemarea mea este aceasta. Fac un singur lucru, spunea Pavel, mă concentrez asupra lucrului la care am fost chemat. Mi-este clară chemarea mea. Cine ești tu? L-a întrebat Pilat pe Iisus. Și a spus, ce vorbești tu despre tine? Cum declar tu? Cum te prezinți tu lumii? Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Aceasta este chemarea. A fost încărcat mult rolul acesta și s-au scris trenuri întregi de cărți și așa mai departe. Ele însă nu au schimbat niciodată mărturia clară și limpede a Mântuitorului. Eu pentru acest lucru am venit în lume. Îmi împlinesc chemarea mea și după ea Domnul îmi va spune, bine, rob bun și credincios. Răspunzând în felul acesta, Ioan stă înaintea oamenilor neîncărcat cu o imagine care se va dovedi mai târziu că nu este adevărată. Nu știu câți dintre noi ați avut acces la istoria descoperirii și insulelor Hawaii când a fost capitanul Cook acolo. Și oamenii care erau acolo, așa cum au fost toți locuitorii Pământului, erau în așteptarea lui Dumnezeu. Peste tot s-a întâmplat lucrul acesta. Există mituri ale potopului în toate civilizațiile. Deci Pământul a fost literalmente plin de ideea aceasta a întrupării, a venirii lui Dumnezeu. Și când acest capitan s-a prezentat cu corabia acolo, s-a suprapus și cu o sărbătoare pe care au avut-o ei. Tocmai atunci era sărbătoarea venirii lui Dumnezeu, cum aștepta ei acolo, și l-au declarat pe el Dumnezeu și el nu a zis nu. El nu a zis nu. După care a plecat mai târziu cu corabia de acolo, a întâmpinat o furtună cumplită, a trebuit să vină înapoi după 8 zile și când l-a văzut că a venit înapoi, a zis, ce fel de Dumnezeu ești tu pe care furtuna îl înneacă? Tu nu ești Dumnezeu. Și l-a omorât. A murit în felul ăsta. Este, nu neapărat că va plăti cineva cu viața, dar este o viață extrem de chinuită, o viață extrem de chinuită, să nu fii tu însuți. Să fii văzut și știut cine nu ești și să trebuiască să joci rolul ăsta la orice pas. Din nefericire am avut în biserică un om care juca rolul unui bolnav. Juca rolul unui bolnav și venea cu baston la biserică și ținea un picior drept așa când muta bastonul. Nu poți să știi, noi nu ne-am uitat la gambele lui sau la mușchii lui să știm despre ce este vorba, dar el așa era. Și a fost invitat odată să anunțe cântarea de deschidere la biserică și când i-a venit rândul, i-a făcut semn, a uitat să ia bastonul, a sărit în trei pași și a fost pe amvon. Și oamenii nu țin minte cântarea, dar țin minte saltul lui după primul loc și după ce și-a dat seama că a venit în fața oamenilor fără baston, a coborât înapoi și a luat bastonul și a urcat așa, tehnic, cumva. Iubiții mei, este zâmbet, dar în același timp este și lacrimă. E tragic ca un om pe pământ să trăiască în cine nu este, să fie cunoscut și în același timp să aibă viața lui proprie, continuu chinuită conștiința lui de faptul că el este altcineva. Cea mai importantă mărturisire care s-a făcut vreodată de către un om a fost cea pe care a spus-o Petru, apostolul, când a zis, tu ești Hristosul. Cea mai importantă mărturisire. Și a doua asemenea ei
a fost mărturisirea lui Ioan Botezătorul, care a spus: nu sunt eu Hristosul, altcineva este. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum aș vrea să discutăm o problemă cu băieții și fetele, că au cântat așa de frumos aici, dar nu numai cu ei, și cu noi toți, da. Ați observat că în perioada când se împrietenește un băiat cu o fată, e un teren alunecos. Și anume, băiatul sau fata încearcă să vadă cam ce așteptări are celălalt, sau fata sau băiat, ce așteptări are, cum ar vrea el sau ea să fie prietenul, și imediat începe să joace rolul ăsta. Și joacă rolul acesta ca să întâmpine așteptările, dar nu este ceva real. După ce oamenii ajung și se căsătoresc, dimineața se trezește Iacov că este cu Leia, nu este cu ce a știut el. De la ce se întâmpla în perioada aceea de prietenie până la ce s-a întâmplat mai târziu în familie. Și lucrul ăsta uneori vine ca un șoc, dar alte ori continuă viața întreagă sub forma unei piese de teatru. Un om continuă să joace rolul acesta al unei vieți care nu e adevărată, nu este autentică. De aceea, prietenii mei iubiți, noi care suntem chemați să săvârșim lucrarea lui Ioan Botezătorul, numărul unu în viață, fii tu însuți. Urât, frumos, unul face pe bogatul și nu are nimic, altul face pe săracul și are de toate. Îți merge numele, că prima lucrare, primul aspect al lucrării lui Ioan Botezătorul și în relația noastră de cunoaștere de Dumnezeu este autenticitatea ființei tale. Fii tu însuți. Fii tu însuți. Și în momentul în care cineva este confruntat cu o imagine care nu îi aparține, e cazul să, în primul rând, să nu primească lucrul ăsta, pentru că duce la rău. S-a apropiat de Irod și au început oamenii să spună, când a vorbit el acolo, a ținut un discurs: glas de Dumnezeu, nu de om, vai ce este aici. Și Biblia spune, omul acela a murit mâncat de vierni pentru că și-a asumat, nu a zis el că sunt Dumnezeu, dar nici nu le-a spus că nu este. Și-a însușit ceea ce nu era a lui, el nu era glas de Dumnezeu, era glasul lui unchiul putare sau lui nenea putare. Nu era glasul de, nu era așa vorbește Domnul. Lucrul acesta a fost lăsat scris în Scripturi pentru noi, ca să înțelegem, pe de o parte, valoarea deosebită a adevărului despre ființa noastră și, pe de altă parte, primejdia unei imagini care nu ne reprezintă și a unei lucrări care nu ne reprezintă. Pavel le scria oamenilor din generația lui, zice: eu nu aș vrea ca voi să aveți despre mine o părere diferită de ce este în realitate, în adevăr. Eu nu vreau să umblu înaintea voastră. La fel a spus Ioan. Când, în momentul în care s-a auzit că toată lumea mergea la Iordan și era botezată de către ucenicii lui Iisus, ucenicii lui Ioan au fost dezamăgiți, pentru că ei au ascultat de la el: nu sunt eu Hristosul, dar ei n-au abandonat niciodată. Până în ziua de astăzi găsim urmașii lui în Irak, în mai multe părți. Există oameni îmbrăcați în alb, cu un respect extraordinar, urmașii lui Ioan Botezătorul. Până astăzi ei cred că el a fost trimisul Domnului. După care, în situația în care ei vin, Ioan le spune, zice: eu v-am spus că nu sunt eu Hristosul. Îmi sunteți martori, spune el, că v-am spus că nu sunt eu Hristosul. Majoritatea bolilor psihice din generația noastră, majoritatea suferințelor sufletești din familii, din biserici, de pe stradă, de pretutindeni, toate aceste lucruri sunt legate tocmai de discrepanța aceasta dintre cum apare un om și ce fel de viață trăiește sau ce rol joacă și cine știe el în adâncul sufletului lui că este. Solomon spunea, zice, dacă auzi că te-a bârfit cineva, nu te supăra. Nu te supăra de treaba asta. Zice, știe inima ta de câte ori și tu ai făcut lucrul ăsta.
Da. Tu știi înăuntru tău, tu știi cine ești. Primul lucru spre care trebuie să se îndrepte mintea ta, care e adevărul despre mine? Iubiții mei, este atât de însemnat lucrul, nu este o problemă opțională, este de viață și de moarte. Și nu o să reușim noi să facem un diagnostic adevărat al ființei noastre, să știm noi cine suntem noi, ce profesie am vrea să ne, unde e locul nostru, care este drumul pe care să mergem. Nu o să avem acces la așa ceva decât în lumina prezenței Mântuitorului. Fiindcă Ioan a spus, uite, asta sunt și asta nu sunt, a spus el de trei ori, dar a sfârșit prin a spune, iată cine este, iată mielul lui Dumnezeu. Și în lumina lui putem să avem acces la lucrul acesta. Aș vrea să mergem împreună la o situație care e de dorit. În lumea de astăzi se tratează medical în general, medicamente de tone. În America este un sondaj înfiorător. Creștinii sunt cei care iau cele mai mari doze de medicamente psihiatrice și între ei, între creștini, pastorii sunt cei care sunt victime al celor mai mari doze de astfel de medicamente. Nu sunt eu doctorul psihiatru, nu mă pronunț aici în locul acesta, dar pot să spun din punct de vedere sufletesc. Pot să spun că un om care trăiește o viață dublă sau care apare cine nu este, dar el știe cine este, omul acela își distruge propria lui ființă. Totdeauna este într-o permanentă tensiune. Ni s-a spus nouă și psihologia afirmă că lucru care distruge viața unui om sunt tainele, secretele lui. Venim aici îmbrăcați frumos, nu știe nimeni ce e sub pielea noastră, venim îmbrăcați frumos, ați văzut generalul Naaman Sirianu, avea haine aurite, avea epoleți, avea de toate și pe dedesubt era altceva, avea lepră, era groaznic lucrul acesta. Problema aceasta este de o însemnătate de neevaluat. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să înțelegem cu adevărat câtă libertate, câtă bucurie este când un om este el însuși. Indiferent cum apare, indiferent în ce fel este acceptat sau respins, ăsta sunt deocamdată. Deocamdată. Știu că nu sunt ce trebuie să fiu, dar mă voi feri, spune Pavel, să fiu văzut cum nu sunt. Vreau să fiu văzut așa cum sunt, vreau să merg din toată inima pe pământul acesta, asemenea lui Ioan care a spus, zice, eu v-am spus că nu sunt eu Hristosul. Din start. Zice, voi sunteți martorii mei. Iubiții mei, când aducem această problemă înaintea lui Dumnezeu, este ca și când Duhul Sfânt ar așeza o oglindă înaintea ochilor noștri și pentru prima dată avem și noi accesul la adevărul despre noi. Am fost în spital când a avut o sora mea un accident cumplit, devastator. Am intrat în secția aceea acolo și mă uitam după ea. Și nu o vedeam nicăieri. Și cineva mă întreabă, căutați persoana care a venit de la Târgoviște? Da. De ce este acolo lângă tine? Nu se poate. Acolo era. Nu mai era nimic din ce știam eu. Nu semăna nimic. M-am dus și am căutat să-i ridic sufletul și să-i vorbesc despre Dumnezeu, să mă rog împreună cu ea. Dar când a putut să vorbească, mi-a zis, dă-mi o oglindă. Și am spus, nu pot. Și nu-ți trebuie în clipa aceasta, zic. Mai târziu o să ai, dar acum nu. Sigur că dacă te vezi sau nu în oglindă, realitatea rămâne aceeași. Dar, iubiții mei, contează foarte mult să avem acces la adevărul despre ființa noastră, așa cum ne l-a lăsat Dumnezeu în sufletele noastre. Ceea ce ne cheamă El astăzi pe noi este nu să fim buni sau importanți sau cunoscuți în lume, ci să fim noi înșine.
La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Când i-au pus cele trei întrebări lui Ioan, ești Ilie? Nu. Ești prorocul? Nu. Ești Hristosul? Nu. A urmat întrebarea următoare, atunci cine ești și ce ești? Și el a răspuns, sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Aceasta este chemarea mea, acesta este glasul lui Dumnezeu. Am stat de vorbă cu un administrator de mare însemnătate al bisericii asupra unei probleme de extremă gravitate care s-a petrecut printre noi. Și am spus, domnul președinte, de ce nu ați intervenit? Și a spus, zic, a fost în straja dumneavoastră s-a întâmplat lucrul ăsta. De ce nu ați intervenit? Și dânsul a spus, zice, n-am putut să intervin că era la mijloc imaginea bisericii. Și am spus, nu, n-a fost niciodată imaginea bisericii, a fost masca bisericii. Imaginea bisericii era cea urâtă, groaznică, de sub haina lui Naaman. Asta era imaginea. Cealaltă era masca pe care o purtam noi în public, dădeam impresia aceasta a oamenilor, dar nu era acesta adevărul. Mai devreme, și sigur că lucrurile au ieșit la suprafață. E adevărat că nu este confortabil pentru suflet descoperirea aceasta. Este destul de grea, de șocantă, de gravă. Cineva când aude, vai ce s-a întâmplat cu cutare sau cu cutare, îi țiuie urechile. Dar este mult mai bine să se știe decât să nu se știe. Cineva pleacă liniștit la spital și când se întoarce de acolo, se întoarce cu un diagnostic groaznic. Și te gândești, nu putea să fie o lovitură mai grea decât aceasta. Nu, este o binecuvântare. Este o binecuvântare. Persoana asta trăia în minciună, trăia în neadevăr. Ăsta este, adevărul este dureros de multe ori, dar aceasta înseamnă viață. Și, Doamne, indiferent cât m-ar durea, indiferent cât nu mi-ar plăcea, indiferent cât aș vrea să stau ascuns, să nu mă știe lumea, să nu mă audă lumea, să mă păzesc, ajută-mă, aduc clipa aceasta cât mai degrabă posibil ca să pot sta în fața adevărului despre viața mea. În Evrei, capitolul 13, cu versetul 9, Biblia spune cum oamenii au încercat diverse mijloace pentru schimbarea lor, cu mâncăruri, cu tot felul de lucruri și aici spune versetul 9, nu le-a slujit la nimic, pentru că lucrul ăsta nu vindecă sufletul. Ceea ce putem să facem astăzi înaintea lui Dumnezeu este să încredințăm ființa noastră așa cum este, nu cum nu este. Când suntem conștienți de adevăr, avem o atitudine despre care a vorbit doctorul Cristian Barna. Zice, eu niciodată nu spun un diagnostic fals unui pacient. Dacă este foarte grav, cel mai grav posibil, dacă eu văd că omul ăla mai trăiește 10 zile sau 3 zile, eu îi spun exact așa cum este. Nu trebuie să moară mințit omul ăsta. Trebuie să știe adevărul despre el. Nu trebuie să-i dau anestezice sau de-astea care să-l ducă într-o lume de ireală. Și a ajutat pe oamenii așa ceva? Și doctorul spune, i-a ajutat foarte mult. Unii oameni, când au avut acces la adevărul despre viața lor, deodată s-au prins de Dumnezeu cu așa credință, cu așa putere, încât s-au întors din morți. Au fost oameni care literalmente s-au întors din morți pe bază că au cunoscut adevărul despre ei. Iar alți oameni au murit plutind sau visând, fără să știe niciodată adevărul despre viața și ființa lor. Totdeauna adevărul este sfânt și binecuvântat, indiferent ce gust are. Dacă se reușește o formă de confort, o imagine falsă a vieții noastre, asta este pentru o vreme și imediat este urmată de o prăpastie, literalmente o prăpastie când un om este confruntat cu adevărul. Deci acesta erai tu. Deci asta se întâmplă, asta făceai tu. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru se întâmplă. Vasile e întrebat de soție, un prieten al meu, unul Vasile. Vasile, te-ai spălat pe dinți, îl întreabă soția. Și el, cum să nu mă spăl, pe ce? M-am spălat pe dinți. Și atunci dânsa scoate imediat periuța pe care a adus-o din baie, care era uscată ca deșertul Sahara.
Și îi spune, și spune lui, până când ai tu de gând să umbli cu neadevărul și cu minciuna? Până când ai tu de gând să faci lucrul acesta? Iar ta periuța era uscată, nu trecuse pe acolo, într-adevăr. Iubiții mei, astea sunt lucruri mărunte, dar ele au mare însemnătate, pentru că Mântuitorul nostru ne-a spus de aici se întâmplă ca credincioșia în lucrurile mărunte. E un lucru de nimic ăsta. N-are importanță. Are mare importanță. Înaintea lui Dumnezeu este o luptă serioasă ca să trăim pe pământ o viață adevărată, adevărul despre noi înșine. Și uneori ne gândim că nu se poate, ce să facem în societatea asta, frate, că așa e viața, de așa natură e viața și n-ai cum. Dar am avut un frate care s-a ridicat în adunare și cu ocazie și ne-a spus, zice, nu știu, dumneavoastră, zice, poate ați avut nevoie să mințiți, dar eu nu am mințit conștient de când am fost copil niciodată în viața mea. Zic, noi am avut nevoie, toți, nu e nimeni aici care n-a avut nevoie. De tu ești singurul care, tu ești singurul pe mine. Zice, mama s-a rugat pentru mine, Doamne, fă ca băiatul meu să n-aibă nevoie să mintă niciodată. Nu s-a rugat să nu mint, să nu am nevoie de așa ceva. Și zice, mie nu mi-a trecut prin minte vreodată, la școală, copil fiind sau ceva, nu am componenta asta, nu am nimic de felul acesta în mintea mea. De atunci, de la rugăciunea mamei până astăzi. Și ne uitam unii la alții și am zis, vedeți, și noi am gândit că viața nu se poate trăi așa. Cine a pus pe Dumnezeu la încercare cu a fi El însuși, cu adevărat, și a fost trimis de Dumnezeu, dat afară, pleacă de aici, că ești urât sau ești rău. Niciodată, zice, veniți la mine cei trudiți și împovărați, nu cel care pretinde că este liber sau nu este trudit și nu este nici împovărat. Aș vrea să ne oprim în final la imaginea bisericii despre care vorbim noi când ne reprezintă la Odiseea. Acesta e fenomenul generației noastre. Tu zici despre tine și zici cu convingere despre tine. Tu ai ajuns să crezi din toată inima ta că e adevărat lucrul ăsta. Și nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești sărac, nenorocit, ticălos, orb și gol. Și ce e de făcut? Nu spune pleacă de la mine, nu. Spune vină și cumpără de la mine ca să fii cu adevărat bogat, nu să te faci că ești bogat, nu să te faci că ești credincios, că ești soț sau soție, sau nu să te prefaci, ci să fii, chiar să fii. Vină la mine, spune el, și cumpără de la mine aceste lucruri. Nu tainele noastre ne ucid pe noi, ci diferența aceasta dintre imaginea pe care o avem, chiar și în familie la noi. Am auzit o doamnă în vârstă, la mormântarea soțului dumneaei, zice, n-am știut lângă cine am trăit atâția ani. Nu m-aș fi gândit niciodată la lucrul acesta. Dumnezeu ne face ca sufletul nostru să fie eliberat. Aceasta e povara de care vrea să ne elibereze. Veniți la mine cu povara aceasta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. În cuvântarea lui despre Mântuitorul, zice, El ridică păcatul lumii, tu nu ești Hristosul. Tu nu poți să fii pentru viața ta, vreau să scap de păcatul ăsta, vreau să scap de situația asta. Nu poți să scapi, pentru că tot tu ești cel care faci lucrul ăsta. N-ai cum să scapi. Dar este cineva care poate să scape. Atunci Ioan a spus, El este cel care ridică păcatul lumii. Mai devreme sau mai târziu, drumul vieții noastre va ajunge în prezența Lui, fie cu bucurie, fie cu rușine și ocară veșnică, așa cum spune în cartea lui Daniel. Și vreau să fiu împreună cu voi toți și cu copiii noștri, cu familiile noastre, vreau să fim acei oameni care să ne întâlnim cu față senină cu Domnul.
Generația lui era bolnavă de lucrul acesta, îi numea morminte văruite, erau oamenii care arătau o față în public și în viața lor era cu totul alta. Generația aceasta a fost chemată de Domnul Hristos la vindecare, nu la condamnare. În casa tatălui meu, a spus el, sunt multe locașuri și dacă nu era așa, eu vă spuneam, a spus Mântuitorul. El ne-ar fi spus, uite, vreau să vă spun că nu este nicio șansă, așa cum de multe ori spune doctorul, nu este nicio șansă de rezolvare. Nu, este o șansă. Este o șansă foarte mare. Vreau să spun, dacă nu era așa, eu vă spuneam. Este o șansă foarte mare, așa cum era jucătorul de șah acesta, tânărul acesta care joacă șah cu diavolul. Și la miezul nopții, un ceas pe perete, acolo o pictură dezolantă. Joacă șah cu diavolul și se dă șahmat de diavol. Și se citește disperarea teribilă pe chipul lui și marele maestru de șah, când studiază poziția pieselor pe tablă, strigă la acest tablou, tinere, nu ceda, mai ai o mutare de făcut. El nu o văzuse, nu știa că mai are o mutare. Și singura mutare de făcut este venirea noastră la Domnul Hristos. Întrebarea cu care am pornit noi la drumul acesta, tu cine ești? În seara aceasta, în această umilă introducere a studiului nostru, suntem chemați să venim înaintea lui Dumnezeu și să răspundem la întrebarea aceasta. Sunt convins că, în toată sinceritatea, Petru a zis, da, te iubesc, Doamne, și întreba din nou, mă iubești tu? Dar sigur că da, absolut convins de lucrul acesta, sunt convins că nu a mințit, nu a ascuns, era convins, dar nu era adevărat. Fiindcă nu lucrurile pe care nu le știm distrug viața noastră, ci acele pe care credem că le știm, dar nu sunt adevărate. Acelea sunt groaznice cu privire la noi. Și acum El este Cel care ne cheamă, veniți la mine așa cum, vină la mine așa cum ești. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ce ziceți de un om care este evadat dintr-o închisoare? Omul acela este un om liber? Nu. Este cel mai nenorocit dintre deținuți. Deținuții din închisoare sunt ei înșiși. Se duc la program, dorm acolo. Evadatul nu se poate odihni, n-are odihnă niciodată. Orice zgomot aude, gândește că a venit după el. Și așa a trăit un domn în Florida, 19 ani după ce a evadat cu acte false, a trăit pe stradă, după care s-a dus și s-a predat singur, a spus, nu mai rezist, nu mai pot să trăiesc, pentru că orice zgomot mă chinuie. Dumnezeu ne cheamă la eliberarea ființei și vieții noastre de acest fel de viață. Nu știu în ce fel va traduce El pentru tine lucrul acesta, sau pentru sufletul meu, dar un lucru știu, Dumnezeu ne poate cu adevărat elibera. Și o să putem răspunde Lui și sufletului nostru și celor de lângă noi. Aceasta sunt și aceasta nu sunt. Dumnezeu să facă și să împlinească în viața noastră această lucrare. Este cineva care chiar ar dori în suflet, Doamne, aș vrea să fiu eu însumi. Aș vrea să nu fiu văzut sau cunoscut așa cum nu sunt. Aș vrea să pot să răspund sigur și clar la chemarea ta. Este cineva care chiar își dorește adevărul acesta despre ființa lui înaintea lui Dumnezeu? Este cineva aici între noi? Dacă este cineva, vă rog să ridicați mâna sus. Da, uite, am văzut câteva mâini frumoase. Da, mă bucur foarte mult. Aceasta nu se poate obține la niciun tratament. Indiferent unde vom merge, la vreun spital, la cineva, lucrul ăsta nu se poate obține. Cercetează-mă, Dumnezeule, și vezi adevărul despre mine. Vezi cum stau. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Du-mă tu pe calea veșniciei. Și Domnul nu se va lăsa niciodată rugat și nu va dezamăgi niciodată pe cel ce vine la El. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune, prietenii mei. Tată Ceresc,
Pentru fiecare dintre noi se apropie clipa adevărului. Îți mulțumim. Așa trebuie să fie. Dar noi am vrea să petrecem această clipă cu Tine și Te rugăm din adâncul sufletului nostru, Doamne, în prezența Ta, prin Duhul Tău bun și sfânt, să ne ajuți să vedem, să credem și să trăim adevărul pe care îl știi Tu despre viața și ființa noastră. Cercetează Tu inima noastră, Doamne, nu ne lăsa în voia părerilor noastre despre noi înșine. Cercetează Tu inima noastră, Doamne. Vezi Tu dacă suntem pe o cale rea, poate ni se pare bună, dar vezi Tu dacă suntem pe o cale rea. Și Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, du-ne pe calea veșniciei. Așa cum ai promis în cuvântul Tău, Doamne, vino și locuiește în inima noastră și fă ca Hristos să ia chip în noi. Aceasta este speranța noastră și credința noastră întemeiată pe promisiunea Ta binecuvântată, Doamne. Fii slăvit în veci de veci. Amin.